Săptămâna Mare debutează cu Hristos la cu de maximă de popularitate. Totuși, în următoarele ore, viața sa avea să ia o întorsătură cu totul neașteptată. Haideți să revedem ce s-a întâmplat în ziua de flori. Ultima săptămână din viața Domnului Isus începe cu Duminica Floriilor și se încheie cu Duminica Învierii. Duminica Floriilor, Intrarea triunfală, duminica învierii, ieșirea glorioasă din mormânt și intrarea în noul capitol a omenirii de după înviere. Astăzi, în mod special, am vrea să ne uităm la ce s-a întâmplat în ziua intrării Domnului Isus în Ierusalim. Când evanghelistul Luca vorbește despre viața și lucrarea Domnului Isus, și despre ceea ce urma să se întâmple în Ierusalim, ne spune în capitolul 9, versetul 51. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat la cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât spre Ierusalim. Când s-a apropiat vremea, în mod normal trebuie să întrebăm care vreme. Planul lui Dumnezeu alcătuit din veșnicie S-a desfășurat în istorie, după vremea stabilită de Dumnezeu pentru fiecare pas. Când s-a apropiat vremea ca Domnul Isus Hristos să-și dea viața pentru mântuirea oamenilor păcătoși, și-a îndreptat fața hotărât, înțelegând calendarul lui Dumnezeu. Prin profetul Daniel, Dumnezeu anunță acele desfășurări ale istoriei după planul a câte șapte săptămâni și șaptezeci de săptămâni. Cei care au studiat Biblia ne anunță, ne comunică, ne asigură că intrarea Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim a încheiat săptămâna a 69-a din profeția lui Daniel. Urmând ca după aceea să fie o pauză nedeterminată pentru noi în Biblie și apoi va urma săptămâna a șaptea. Suntem în acea duminică în care Domnul Isus și-a îndreptat fața spre Ierusalim. Dimineața a început în Betania. Probabil o dimineață frumoasă, o dimineață cu soare, liniștită în atmosfera de primăvară din Betania. O dimineață pe care Domnul Isus a început-o, conștient ce se va întâmpla. Era profețit în Zaharia. Ceea ce se va întâmpla în ziua aceea. Modul în care Isus trebuia să intre în Ierusalim ca un împărat blând, nu ca un războinic, ca un împărat al păcii, dar fără îndoială cu certitudinea că El este Mesia Trimisului Dumnezeu pentru mântuirea poporului Israel și mântuirea lumii. În acea călătorie spre Ierusalim, și-a trimis doi ucenici în satul dinaintea Betaniei, între Betania și Ierusalim, Betfage, unde exact în suverenitatea lui Dumnezeu știa unde se află măgărușul, știa exact ce trebuie să se întâmple și în împlinirea profeției se mai întâmplă ceva. Oamenii trăiesc entuziasmul a ceva care simt că este neobișnuit. Strigătele mulțimii, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, binecuvântată este împărăția care vine, osana, slavă lui Dumnezeu, pace în cer. Toate aceste strigăte ale mulțimii sunt citate din psalmi, sunt citate mesianice. Oamenii aclamă, proclamă că tot ceea ce se întâmplă este în contextul mesianic. În acel context mesianic, pentru prima dată, Domnul Isus nu îi oprește pe oameni să îi afirme mesianitatea lui în mod deschis. Mereu, mereu, până în acel moment, le-a cerut să nu spună nimănui. Acum, identitatea lui este dezvăluită în fața mulțimilor. Sute de mii de pelerini se dreptau spre Ierusalim. În acel context, fariseii deranjați de proclamarea mesianică, ei au cerut lui Isus să-și oprească ucenicii. Și răspunsul lui este acea frază care a rămas celebră. Dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. În acea atmosferă plină de entuziasm, în atmosfera în care oamenii și hainele pe drum și pe măgărușul pe care a încălecat Isus, cu ramuri de finic în mâini, în proclamarea aceea a biruinței și a biruitorului, Scena următoare pe care ne-o prezintă Luca este a lui Hristos Mesia, care se uită de pe vârful muntelui măslinilor înspre cetatea Ierusalimului. Și în clipa următoare, plânge și nu este un plâns tăcut. Expresia este a unui plâns care îl sfâșie, care îl rupe. Un plâns care vine din adâncul ființei lui. Pentru că proclamarea mulțimilor, și realitatea spirituală erau două lumi paralele. Oamenii declarau, dar nu trăiau. Și spune Domnul, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Orbirea din ziua aceea se transformă într-o orbire de durată. O orbire cu consecințe teribile. Faptul că în ziua în care proclamă împlinirea scripturilor, adevărul nu pătrunde în inima lor, confirmă orbirea spirituală și împietrirea care doar peste câteva zile e altă turnură. În ziua aceea, când Hristos plânge pentru cetate, mai scoate la lumină încă un lucru. Vor veni zile, vor fi consecințe. Împietrirea față de planul lui Dumnezeu. Trăirea superficială și într-o zgomotoșenie de suprafață a sărbătorii intrării lui Hristos în Ierusalim, fără transformarea inimii, nu rămâne fără urmări. De aceea, sărbătorind astăzi intrarea Domnului în Ierusalim, suntem exact în aceeași paradigmă. Putem trăi zgomotos în ceremonii și în ritualuri, în sărbători și în festivaluri dar cu o inimă la fel de îndepărtată, la fel de împietrită și cu o inimă la fel de orbită față de realitățile spirituale. De aceea ne rugăm ca astăzi realitatea spirituală să ne cucerească inima și intrarea Lui Hristos în Ierusalim, să trezească noi dorința după lucrurile care dau pacea pacea cu Dumnezeu, pacea pe care o obținem în Hristos Domnul, care a venit să împlinească planul lui Dumnezeu. Este începutul săptămânii patimilor. Este începutul care ne invită, care începe cu o ofertă și o chemare. Mă rog să fie una înțeleasă și una acceptată.